Tot mai mulți brăileni poartă cu ei arme letale. După ce vineri un tânăr a fost împușcat mortal, un alt caz terifiant a înspăimântat Brăila. Un bărbat în vârstă de 30 de ani a ajuns la spital după ce a fost lăsat să zacă într-o baltă de sânge de către un amic. Evenimentul extrem de grav s-a petrecut duminică la intersecția bulevardului Dorobanților cu strada 1 decembrie, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. Trecătorii care au observat trotuarul plin de sânge au recunoscut că pericolul pândește la orice colț. Ai tăi tu. Te-ai luat prin Brăila? Poftim? Șericol prin Brăila? Haide cu verde, hai. Da. Victima și agresorul, care se cunoșteau, au început să se certe în incinta unei agenții de pariuri sportive, după care au ieșit afară și au început să se bată, unul dintre ei scoțând cuțitul. Atacatorul a fugit imediat de la locul faptei, iar cel înjunghiat a fost preluat de o ambulanță după câteva minute. Polițiștii au împrejmuit zona și au început cercetările.